Niculina Moica avea 15 ani când a fost arestată și condamnată la 20 de ani de detenție. A trecut prin infernul închisorilor din Jilava, Târgu Mureș, Botoșani, Arad și Oradea. A fost eliberată după 5 ani, dar ceea ce a trăit în urmă cu 64 de ani o marchează și azi, iar calvarul ei a continuat și după eliberare. Nu puteam să spun nimic împotriva regimului, cât arestau imediat. M-am trezit acolo în seara de ajunul Crăciunului din 59. M-au băgat într-o celulă singură, era izolatorul secției, pe urmă am aflat, și unde am stat aproximativ o săptămână, timp în care nimeni nu-mi spunea nimica, nu mă întreba nimica. Eram așa de îngrozită că nu știam ce vor să facă cu mine, pentru că când te vezi în groapa aia de la Jilava, ești convins că acolo se poate întâmpla orice. Felul în care a funcționat Sighetul dovedește în ce măsură a existat un plan al represiunii. Plan în care trebuia să se ajungă la spălarea creierelor, iar asta nu se putea face decât prin distrugerea elitelor. Regimul comunist a vrut să transforme lagărele staliniste în fabrici, ca să îngroape istoria. Așa s-a întâmplat la Sighet, unde fosta închisoare devine în anii 70 fabrică de mături. Iar la Pitești, un alt exemplu, fosta închisoare de acolo devine fabrică de cărămizi. Regimul comunist ulterior, care s-a manifestat printr-o oarecare deschidere, a vrut să apară cumva, între ghilimele, spun asta, cu față umană. Și atunci, ce era cel mai bine de făcut pentru ideologii de atunci? Să șteargă memoria, să nu se mai afle niciodată ce s-a întâmplat? Memorialul victimelor comunismului și rezistenței de la Sighet a fost recunoscut în 1997 drept ansamblu de interes național.